UEFA-ia în considerare o eventuală excludere a Belarusului din competițiile organizate, inclusiv din preliminariile Euro 2024. Decizia ar putea fi luată după ce aproximativ 100 de europarlamentari au cerut asociație acest lucru din cauza legăturilor statului cu Rusia și a situației drepturilor omului din țara condusă de Lukashenko iar președintele asociației Alexander Ceferin a răspuns că va lua în considerare acest aspect. UEFA observă evoluțiile îngrijorătoare pe caniei în preliminariile pentru Euro 2024 și urmează să joace la București pe 28 martie.